Brocoli și creier. Suferim de o boală cruntă care se numește sedentarism. Ne uităm astăzi la ceea ce înseamnă omul modern. Un om care se trezește, se așează, servește micul dejun, merge rapid la mașină, se așează, conduce până la locul de muncă, se așează, petrece 8 ore, se întoarce în mașină tot în așezat, ajunge acasă fiind foarte obosit și așează pe canapea și apoi se merge la somn. Ca instrument practic pentru fiecare este să-și iau oglinda. Știi, mai ții minte Michael Jackson, Man in the Mirror, mamă cât de tare e melodia aia. Pentru că de fapt acolo e jocul. Toată acest lucru se întâmplă cu tine în oglinda, în care să fii brutal de sincer. Este pentru tine sănătatea o prioritate? Salut! Sunt Ciprian Stancu, antreprenor și coach în nutriție holistică. Brocoli și creier este locul unde vrem să construim obiceiuri care să ne schimbe viața în bine. Să schimbăm ceva cu care suntem obișnuiți de multă vreme este cu siguranță greu pentru fiecare dintre noi. Însă aici vrem să facem pași mici de care chiar ne putem ține în fiecare zi. Dacă privim în urmă, strămoșii noștri alergau prin savană ca să-și caute mâncarea. Însă, în timp, am părăsit savana, am construit orașe și birouri, unde petrecem ore în șir aplicați deasupra calculatoarelor. Nu e de mirare că mulți dintre noi avem din ce în ce mai des dureri de spate. Invitatul meu de astăzi a simțit pe propria piele, încă de la 16 ani, ce înseamnă durerea lombară. Experiența personală l-a motivat să devină fizioterapeut și să învețe pe ceilalți. Cum e să trăiască fără durere? E unul dintre cei mai cunoscuți fizioterapeuți din România, iar în 2023 a început o campanie publică ce se numește Minutul de Mișcare. Zilnic, timp de 365 de zile, i-a încurajat pe oameni să introducă mișcarea în viețile lor și să facă din asta un obicei sănătos pentru cât mai mult timp. Alexandru, bine ai venit! Mulțumim că te-ai alăturat misiunii noastre. Mulțumesc foarte mult de invitație. Hai să începem prin a-mi povesti cum ai ajuns să faci ceea ce faci. Pentru că mi-închipui că nu te-ai născut cu meseria asta și okay. ai trecut printr-un proces destul de îndelungat, cu multă învățătură și multă practică. Povestește-mi cum ai ajuns aici. O a pornit dintr-o experiență personală. La 16 ani eram sportiv de performanță, practicam fotbalul și au apărut dureri de coloană, dureri importante și am avut nevoie de fizioterapie, așa mi s-a recomandat de către medicul specialist în medicină sportivă. Mi-a spus că trebuie să faci niște exerciții specifice, să știi, în jur Nu bine. Nu auzisem niciodată până atunci despre această disciplină. Am fost, am început să realizez o serie întreagă de exerciții și am descoperit la vremea respectivă cum poți prin intermediul exercițiului fizic să restaurezi un status al sănătății. Fără tratament medicamentos, fără opțiuni de terapie electrică sau alt tipuri de intervenții din sfera microchirurgiei. Și mi-am mi dat seama că e un lucru spectaculos. Zic, uite, poți să folosești exercițiul fizic în scop terapeutic și să-l ridici la rang de medicament. Mi s-a văzut spectaculos și am zis, clar, pentru mine asta va fi direcția iar în momentul în care am avut de luat o decizie la 18 ani, am fost o decizie așa foarte hotărâtă să mă îndresc spre această sferă, și în același moment am început să fac o schimbare majoră în formarea mea educațională, urmând Universitatea de Educație Fizică și Sport și specializată în motricitate specială, așa este denumită. Practic, la finalul unui ciclu de 5 ani de studii universitare, poți să ieși un fizioterapeut cu competențe în sfera anatomiei, biologiei, fiziologiei, neuroștiințelor și multe alte discipline medicale, la pediatrie, la ortopedie, lucruri de care, cu care fizioterapeutul lucrează în fiecare zi. Și asta se întâmpla acum 15 ani, când am finalizat universitatea, iar în acel moment mi-am dat seama că aproape nu știu nimic. Mi-am dat seama, după ce te încarți așa cu foarte multă resursă, cu mult knowledge, îți vine pacientul cu dureri și spui, opa, eu acum ce trebuie să-i fac? Și de atunci, de fapt, a început un proces continuu de learning, bazat foarte mult pe evidence-based, pe oameni pe care îi admir foarte mult la nivel internațional și care am căutat foarte mult să încep să le observ principiile și raționamentul care îi conduce în dezvoltarea actului medical și, neapărat, metodele pe care le, le au. Știi, întotdeauna mie mi s-a părut că această fizioterapie sau kinetoterapie sunt niște practici care sunt privite de oameni ca niște rude mai sărace ale chirurgiei cu bisturiu, chirurgie adevărată. Pentru că asta, cel puțin asta era percepția pe care am văzut-o în jurul meu și care e moștenită de la părinți. Doamne, dacă vrei să-ți rezolvi o problemă, te duci la un chirurg și te tai și rezolvă problema. Înțeleg că tu ai o cu totul altă viziune așa este și nu este viziunea mea, sunt din nou vorbesc de evidențele științifice. Dacă ne referim la cea mai frecventă patologie în rândul publicului larg de astăzi, vorbim de patologia spinală, dar durerile de coloană și fenomenele de degradare ale coloanei vertebrale. Dacă pronunț cuvântul de hernie de disc, este deja o audiență bing, bing, bing. crescută instant, exact, pentru că din păcate acest fenomen degenerativ e foarte frecvent observat chiar și sub 30 de ani. Din fericire, evidențele științifice afirmă faptul că sub, sau mai corect spus, 95% din patologia discală nu are nevoie de tratament chirurgical. 90%. 95%. Aceasta este citatul pe care o să-l găsești în dreptul Asociației Americane de Neurochirurgie. Deci cea mai importantă instituție care se ocupă de gestionarea în mod chirurgical a afecțiunilor discale spune că 95 de oameni din 100 trebuie să facă fizioterapie și doar 5% din cazurile care se prezintă la un neurochirurg au nevoie de tratament chirurgical. Mi se pare fabulos. Deci 95 de oameni din 100. din 100 se pot vindeca sau pot să țină pe loc afecțiunea respectivă, pot să aibă un stil de viață cât se poate de normal, ne ajungând la bisturiu, doar făcând fizioterapie, kinetoterapie. Așa este. În realitate, termenul de vindecare, mie îmi place să spun că este apanajul divinității. Noi nu putem să facem vindecare, noi putem să facem un management. Avem niște resurse limitate de înțelegere a mecanismelor endogene, a modului în care lucrează, de fapt, organismul uman. Încă știm foarte puține, în opinia mea, despre capacitatea de vindecare a noastră. Dar ceea ce știm până în acest moment este că putem să construim un cadru favorabil în care pacientul să acceseze farmacia internă. Prin care să începe să se autogospodorească. Mai departe, acea informație prin care o celulă știe să meargă și să regenereze un țesut, dacă vorbim despre leziunea unui tendon sau unui ligament sau unui mușchi, noi nu știm cum să dăm comanda acelei celule. Acesta e apanajul Divinității și de asta spun că vindecarea este apanajul Divinității. În rest, echipa medicală trebuie să fie lângă pacient pentru a-i construi cadrul în care lucrurile se pot manifesta în direcția, în direcția corectă. Iar ceea ce facem noi în fizioterapie este și o să se audă din ce în ce mai mult la nivel național una dintre cele mai importante discipline medicale care poate determina îmbunătățiri semnificative în calitatea vieții pacientului în funcție de vârsta pe care o are, având și obiective diferite. Pentru că ceva urmărești la 30 de ani când te doare spatele, altceva urmărești la 75 de ani când te doare spatele. Dar de ce... Încep să apară durerile astea de spate atât de devreme. Pentru că 30 de ani e o vârstă foarte tânără și să ajungi cu niște dureri astfel încât să trăiască să mergi la medic înseamnă că faci ceva greșit. Bănuiesc că nu se întâmplă peste noapte o degradare a coloanei vertebrale. Bănuiești foarte bine. Așa este. Procesul degenerativ este un proces de lungă durată. Literatura de specialitate până acum 30 de ani spunea că hernia de disc este o patologie care poate să se manifeste, să se prezinte în urma unui traumatism, caz te lovești, da? sau a unui proces evolutiv la plus 60 de ani. Astăzi observăm oameni la 27 de ani care au hernii de disc. De ce? În primul rând pentru că suferim de o boală cruntă care se numește sedentarism când vom înțelege că sedentarismul și obezitatea sunt boli gigante în viața noastră, prezente, invizibile, perverse, pentru că se, se, introduc ușor în organismul uman, dar cu niște manifestări extrem de violente, pe termen mediu și lung. Din acest motiv, oamenii încep să ape patologii la această vârstă, cum ai spus tu, la 30 de ani, pentru că el de 15 ani, de 20 de ani, are o viață foarte sedentară. Definește, te rog, sedentarismul. Cum îl vezi tu? Ce înseamnă pentru tine o Persoană sedentară. Te uiți la mine și îmi spui dacă faci asta sau nu faci asta în fiecare zi, te declar sedentar. Gândește-te la sistemul nostru biologic. Noi suntem ființe diurne. Asta înseamnă că atunci când soarele răsare, trebuie să începem să avem o acuitate mentală și să fim activi. Sistemul nostru biologic este orientat să meargă, să alerge, să se cațere. Asta este funcția noastră principală pe care o avem în motricitate. Deci când răsare soarele, mă trezesc și va trebui să încep să fiu activ. Cât timp până pune soarele? Deci avem să spunem un interval de cel puțin 10 ore pe zi în care eu ar trebui să petrec timp în ortostatism, adică în picioare, fiind dinamic, alergând, așa cum spuneam, cățărându-mă, mergând. Asta este în sistemul nostru biologic. Ne uităm astăzi la ceea ce înseamnă omul modern. Un om care se trezește, se așează, servește micul dejun, merge rapid la mașină, se așează, conduce până la locul de muncă, se așează, petrece 8 ore, se reîntoarce în mașină tot în așezat, ajunge acasă fiind foarte obosit și așează pe canapea apoi se merge la somn. Apoi merge la somn. Gândește-te că el 10 ore pe zi, din 10 ore, dacă petrece maxim o oră în funcția sa biologică. Deci este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai evidente involuții ale speciei umane, uitându-ne la perspectiva mecanică, la perspectiva biologică a sistemului musculoscheletal. Și dacă înțelegem faptul că am putea avea un instrument, ai văzut că oamenii vin și spun face 10.000 de pași pe zi. A consemnat că 10.000 de pași pe zi ar fi relativ un min micro, așa un KPI, dacă vrei, din, din corporații, dar un indicator de performanță al unui om activ. Sub 10.000 de pași pe zi este considerat a fi viață sedentară. Dacă ne raportăm la 10.000 de pași, înseamnă undeva la cât? câți kilometri? 6. Maxim. Da? 5-6 kilometri. În da. cât timp faci 5 km pe jos? Mai puțin de două ore. O 50 oră. Să de minute, spunem cât da. te plimbi. Deci o oră pe zi, dacă petreci în ortostatism dinamic să te miști, poate fi considerată, așa într-o formă foarte generală, o minim, un minim indicator pe care să-l bifezi, să spui că ies afară din sfera sedentarismului. De Sub o oră pe zi este un dezastru fantastic asupra nu numai aparatului musculoscheletal, care este aria mea de expertiză, dar și a multor alte sisteme. Sistemul cardiovascular, metabolismul tău este foarte încetinit. Gândește-te că creierul uman, când noi stăm pe scaun acum, consideră că e în vacanță. Pentru că sistemul biologic al lui știe că doar în picioare, în funcția ortostatică, are nevoie să înceapă să fie mult mai atent la mediul înconjurător. Văzul e la alt nivel de performanță, auzul e la alt nivel de performanță în momentul în care suntem în ortostatism, prin comparație în momentul în care suntem foarte relaxați și stăm pe scaun și lucrăm 10 ore pe zi. Înțeleg că noi, ca specie umană, am involuat din punctul ăsta de vedere pentru că Urmărind confortul pe care ni-l dă uh, tot mediul în care trăim în ziua de astăzi, urmărind confortul și fiind uh, din ce în ce mai leneși, nu facem altceva decât să lucrăm împotriva biologiei pentru care am fost construiți. Și asta duce la un conflict în interiorul corpului, și conflictul duce la afecțiuni, ale, în, în primul rând, ale sistemului. De, de, plasare, exact, de, de deplasare. Haideți să, să vedem într-o altă perspectivă. Sistemul nervos central este programat să supraviețuiască și nu să performeze. Creierul uman în anatomia sa și în parametrii săi, el nu este un performer. Scopul sistemului nervos central este să trăiască foarte mult. Nu să devină campion olimpic. Prin urmare, mediul prietenos, călduț, confortabil, îl iubește și îl caută. Nu în mod întâmplător ai văzut acele imagini care se spune comfort zone, magic where happens. Știi? Magia se întâmplă în afara zonei de confort. Practic este o altă metaforă prin care se traduce ce povesteam anterior despre neuroștiințe. În momentul în care tu înțelegi că creierul uman este cel mai grosav manager din univers. El vrea să facă maxim de performanță cu minim de resurse. Tot timpul face asta. Și dacă te uiți, spune, bă, tu nu prea ți folosești picioarele, nu mai transmit atât de mult sânge în periferie. Și vine pacientul și spune, nu am picioarele reci, oare de ce? Pentru că nu le folosești și creierul știe că nu le folosești, nu le alimentează. Și așa mai departe, cu nenumărate alte sisteme. Deci dacă ne uităm din perspectiva aceasta și înțelegem cum funcționează sistemul nostru de nervos central, va trebui permanent să-l provocăm, pentru că de altfel lui îi place această momeală. Permanent să-i dai ceva nou permanent să-l stimulezi într-o direcție, să-ți dai o provocare, de exemplu, să, să încerci să spui, să văd, pot face asta, de asta ai văzut pe rețelele de socializare cât de bine prin provocările, nu? Când vi spune, ai challenge you, poți să faci asta? Și cumva în interiorul fiecăruia, ce, eu, eu mai să vă pot să fac asta? <laughs> Pentru că creierul caută permanent să fie provocat și în egală măsură, în momentul în care nu-i dai provocări, este foarte în a căuta mediul propice, modul acela în care spune, Uite, dacă stau pe canapea, eu cred că pot să trăiesc cu 103 ani. Crede el. În realitate lucrurile nu se întâmplă așa. Cred că asta este uh, asta este capcana creierului. Cred că acel moment în care tu îți provoci creierul tu reușești să depășești tendința lui către confort. Creierul vrea canapea. Creierul vrea să nu îl, să nu îl provoci. Nu vrea cei 10.000 de pași. Nu vrea 20.000 de pași. Nu vrea să noate. Nu vrea să meargă pe bicicletă. Vrea să stea și caută confortul. Într-adevăr, din Câte am citit, creierul, creierul te recompensează după un efort, dar în perioada efortului nu e ușor să faci, pentru că e greu să te motivezi să faci efortul, e greu să faci efortul, chiar dacă apoi vine endorfinele și alți hormoni de Stară a de mă bine. simți bine, well în perioada aia de 30 de minute, o oră, cât faci antrenamentul, e greu să te motivezi. Și cred că de asta sunt foarte mulți oameni că, care nu fac, care preferă canapeaua în locul plimbării de 10.000 de pași. Care pot să fie uh, acele tricks pe care le ar putea folosi oamenii să se poată motiva să facă acei 10.000 de pași? Nu știu, să împartă acești 10.000 de pași în mai multe uh, perioade, să meargă pe jos două stații de metrou sau două stații de autobuz. Cum reușim să facem? Aici la emisiune vorbim despre obiceiuri. Care ar fi acele obiceiuri prin care să atingem acest minim, minimorum de mișcare zilnică? E o mare provocare să încep să le ofer oamenilor astfel de instrumente practice, pentru că cred că majoritatea deja le cunosc. Așa cum ai spus și tu, un bun obicei este să parchezi la distanță față de jobul tău, să alegi totdeauna scările în detrimentul liftului, să încerci să mergi o stație mai puțin cu autobuzul și o stație să o parcurgi pe, pe jos. Dacă locuiești la un bloc, tot timpul să alegi scările în detrimentul liftului. Dar cu toate astea oamenii știu și nu fac. Iar motivul din punctul meu de vedere pentru care nu fac este că nu sunt conștienți de ceea ce înseamnă scara lor de valori. Și asta este provocarea pe care o lansez. Să iau o foaie de hârtie și să noteze care sunt cele mai importante trei valori din viața lor. Pentru că există două scări de valori, în mod paradoxal. Scara de valori reală și scara de valori declarativă. Când întreb oamenii, în mod declarativ spun sănătatea e cea mai importantă, familia și, bineînțeles, profesia. Și cum măsurăm scara de valori? În funcție de timpul investit în cele trei valori. Când tu atribui 90% din timpul tău profesiei, poate 5%, 7% familiei și mănânci ceapuci, dormi când poți, mănânci, bezi doar când se sete, și mișcare nu o faci doar când te duci la toaletă. E clar că tu nu trăiești confort un tale de valori. Pentru tine, sănătatea este pe locul 3-4. Pentru că nu valorizezi în ființa ta cât de vitală este sănătatea pentru a putea performa la profesie, pentru a putea să ai grijă de familia ta. Deci, cred că instrument practic pentru fiecare este să-și iau oglinda. Știi, mai țin Michael Jackson, Man in the Mirror. Mamă, cât de tare e melodia aia. Pentru că, de fapt, acolo e jocul. Toată acest lucru se întâmplă cu tine în oglinda, în care să fii brutal de sincer. Este pentru tine sănătatea o prioritate? Este o valoare fundamentală, o bază față fără de care nu există nimic? Pentru că în momentul în care te trezești, eu am mulți pacienți tineri, 35-40 de ani, și își dau seama cât de vulnerabili sunt în momentul în care apare o patologie. Își dau seama că toate deadline-urile, toate meeting-urile, toate colurile, tot ce era important, într-o secundă dispar ca priorități. Pentru că și-a dat seama cât de vulnerabili sunt ei ca ființe umane când patologia te lovește. De ce? Pentru că ai neglijat. Corpul niciodată nu vine cu un semn fatalist. Păi nu știu, brusc, într-o dată am avut și nu. Nu, corpul se a dat semne pe-a lungul vieții. De multe ori s a dat nenumărate cartonașe galbene. Numai că oamenii au început să descopere drugstore, cum îi spun americanii, noi în Europa am, suntem mult mai culți și am început să folosim pharmacy. Ne place mai elegant, modul la farmacie, e ca un fel de shop, așa, un, ceva foarte distractiv. Eu întotdeauna am spus că dacă am avea posibilitatea să schimbăm terminologia, din nou și în România, mai țin minte, în anii 60-70, nu exista termenul de farmacie. Se numeau drogherii. Dacă eu așa de mult aș milita pentru a aduce acolo mare cum au americanii. Aici locul în care ții droguri, Du-te și ia droguri dacă te doare spatele. Mă, nu mai iei droguri atât de repede. Și momentul în acela e practic momentul în care organismul dă cartonașele galbene, de care vorbeam, apar acele episoade nenumărate și încep să te centrezi mai rapid. Dar pentru că apelezi rapid la medicamentație, tu uiți de aceste cartonașe galbene și în final apare o patologie foarte severă. Deci cred în concluzie că cel mai important obicei pe care omul trebuie să-și dezvolte este să fie sincer cu el și să spună unde e sănătatea în scara lui de valori. Pentru că dacă este pe locul 2 sau 3, noi nu putem să-i ajutăm. Noi suntem aici pentru aceia care spun locul numărul 1 în viața mea este sănătatea. Altfel, nu avem efect. Putem să facem orice, credem. Putem să facem cea mai tare aplicație, să-i le dăm pe cea, să faci orice. Uite de la ce există și cu toate astea oamenii nu fac. Toate gadgeturile mari, ai văzut când îți dau stand-up, stand-up, move, move, da? indiferent de aplicații. Și oamenii tot nu o fac. Pentru că în identitatea lor, sănătatea E pe locul 2, 3, 4, 5. Când se mai poate? Presupunem că eu fac exercițiul ăsta acum cu tine. Am scris: Sănătatea e pe primul loc și am reținut de la tine că 10.000 de pași înseamnă minimum. E un indicator, exact. Dacă vreau să fiu peste asta, dacă vreau să am o sănătate, așa cum vorbeam înainte să începem filmarea, vreau să trăiesc 92 de ani. Am declarat asta și o declar cu fiecare ocazie. Nu doar că vreau să trăiesc 92 de ani, dar vreau ca fiecare zi din acei 92 de ani să fie trăită fără a avea nevoie de asistență permanentă. Să pot să-mi pregătesc singur mâncarea, să pot să mănânc singur, să pot să mă deplasez singur. Câtă mișcare ar trebui să fac pentru a ajunge acolo și să nu spui 10 ore? Că nu pot să fac asta. Siguranță că nu. Mi-aduc aminte acum de regretatul profesor Mencinikovski mi se la un dat și povestea într-o discuție și spuneam, Alex, tu știi că putem să murim sănătoși? Asta e un mind blowing. E ceea ce tu-ți propui. Știi, tu îți propui să mor sănătos. Din punct de vedere genetic, există o explicație foarte clară în acest aspect. Dar, întorcându-ne la întrebarea ta, cred că este foarte important ca să clarificăm câteva um, obiective importante privind capacitatea noastră de mișcare. În primul rând, niciodată nu vreau să fac exerciții de forță în detrimentul mobilității. Deci dacă cineva vrea să ia ceva din acest podcast, este mobilitatea este superioară forței. În primul rând ai nevoie de un bilanț articular, să vezi că scheletul tău este capabil să se miște în ariile de mișcare în care este programat. Pentru asta de obicei e nevoie să stai de vorbă cu un profesionist care știe cam care sunt acele arii pe care ar trebui să poți să le explorezi fără probleme. Din momentul în care bilanțul articular este la capacitate maximă, poți să stabilești niște obiective privind aliniamentul tău vertebral. Spre noi postura, nu? cum stau. Și vrei să ți îmbunătățești postura, atunci ai nevoie pe lângă mobilitate și un pic de forță și cooperare musculară. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, un 30 de minute de exerciții la numit eu deștepte Plecând de la analogia cu smartphones și zic, mă, dacă smartphones există și stupid phones, așa e și la exerciții, știi? Sunt exerciții deștepte și exerciții mai puțin deștepte. Da, <laughs> exact. Prin urmare, exerciții deștepte. Ce înseamnă asta? <coughs> Gândește-te că mulți oameni se duc în lumea de fitness, ceea ce în obicei există nu de bun și îl încurajez. Doar că, neavând o cultură, trebuie să înțelegem că educația fizică și sportul în general este o disciplină educațională universitară studiezi minim 3 ani, în mod normal ar trebui cel puțin 5, prin care să reușești să ridici elementul mișcării la nivel de artă, iar în scopul meu, în fizioterapie, la nivel de medicament. Care e diferența? Când unii se duc în sala de fitness și ca o mitralieră, imaginează-ți, ești un mare vânător, te duci în pădure și vrei să omori un mistreț. Și începi cu mitraliera și tragi 200 de gloanțe cu speranța că poate unul o să ajungă la acel mistres care e pe undeva, prin boschet, sigur. Ce face expertul în fizioterapie și ce ar trebui să deprindă acest pacient având un arsenal de exerciții deștepte, este să ia așa o, o lupă din acești, un sniper. Să spune unde e mistrețul, un singur glonț, îl trage, adică acel exercițiu deștept de care ai nevoie pentru obiectivele pe care tu ți le stabilești. Eu cu pacienții mei întotdeauna îi întreb. Ce obiective urmărești? Ce vrei tu? Pentru că dacă scopul tău este să fii funcțional până la 93 de ani, știu precis ce ai de urmat. Niște exerciții extrem de bezice, mobilitate totdeauna și anumite aspecte de forță cu o anumită musculatură profundă la nivelul coloanei vertebrale. Dar poate obiectivul tău este să faci un triatlon, un maraton. Poate stai la etajul 6 și trebuie să urci scările. diverse obiective pe care le ai. Poate vrei să-ți ridici nepotul în brațe, să-l pui în vârful bradului. Nu să pună el steaua acolo. Asta sunt alte obiective. Deci totul variază în funcție de obiectivele pe care tu le ai și din punctul meu de vedere, odată la două zile, trebuie să ai un set de 30 de minute maxim de exerciții deștepte și aici, dacă o să mă întreb care sunt alea, nu o să-ți răspund, pentru că sunt individualizate în funcție de bilanțul tău, de statusul în care te întâlnești. Ceva poți face la 20 de ani, ceva poți face la 35, ceva poți face la 45 și nu e o regulă. Tocmai pentru că cea pe Facebook, Făcusem un exercițiu, că am creat o inițiativă de a stimula oamenii să facă mișcare și o doamnă spunea, ăsta e un exercițiu care nu cred că pot să-l fac la 60 de ani. Am comentat și am zis, eu cred că sunt oameni care pot să-l facă la 60 de ani. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, de ce credeți că unii pot și alții nu? Le-am bubuit, a fost un număr mare de like-uri și comentarii ulterioare, pentru că a mine au înțeles substratul. funcție de obiceiul pe care tu l-ai în fiecare zi din viața ta, obicei care se naște din gândurile tale, gânduri care vin dacă ești în acord cu scara ta de valori, ulterior vei începe să cultive acest obicei al mișcării. Exerciții multe de mobilitate și la un moment dat introduci exerciții de forță. Auzisem la un moment dat că într-adevăr foarte, sunt foarte importante anumite exerciții, mai ales dacă vrei să mergi la sală, comentariul respectiv sau studiul respectiv se referea la stretching, să faci stretching înainte și după sală dar nu am auzit niciodată de conceptul ăsta că ar trebui să faci un bilanț un, un bilanț al mișcărilor pornind de la scopul pe care îl ai tu vrei să devii masiv, vrei să alergi mult, să ai rezistență vrei să, doară vrei să doară treci. Spatele. mult vrei să nu te doară spatele și înțeleg că Primul pas ar trebui să fie o vizită la un fizioterapeut, unde îi spui care este scopul tău principal, da. unul dintre cele menționate, și în funcție de vârstă, ți se va recomanda un program de 30 de minute personalizat, pentru că e pentru tine, pentru vârsta ta pentru stilul tău de viață, pentru durerile pe care le ai sau nu le ai și apoi începi să faci odată la două zile acel program. Și asta, îmi spui tu, te duce în situația în care nu mai rosești multe gloanțe, adică nu te duci la sală și tragi ca nebun o oră și jumătate așteptând să fii superman și muncești doar 30 de minute și rezultatul este mult mai bun. E corect înțelegerea mea? Este perfectă, în opinia mea, cu privire la această evaluare de care tu ai spus a fizioterapeutului. Din fericire, gândește-te că astăzi, eu, ca fizioterapeut, ca să te testez pe tine, am nevoie de inspecție vizuală, trebuie să te văd și am nevoie, văzându-te, să solicit o serie întreagă de mișcări. lucru care, din fericire, le putem face în online. Gândește-te că avem capacitatea, printr-un apel video, să pot să îndeplinesc aceste două condiții. Să poți să te văd și să poți să te testezi din punct de vedere biomecanic, oferindu-ți un bilanț articular. Și din acest motiv, cel puțin față de mine, sunt foarte mulți oameni care asta fac. Vin la consultații în sistem online, de peste tot din lume, că și din România deja lucrurile sunt foarte clar știute cu ceea ce fac, dar gândește că am pacienți care vin din State, din Germania, din Elveția, din Austria, din Italia, din Franța, din toate țările astea mari care își spun... Vreau și o consultație, dacă se poate. Vreau să mă uit la mine o dată dezbrăcat, să mă puneți și pe mine să mă mișc și să-mi spuneți mai departe ce ar trebui să fac în funcție de ceea ce ei propun. Pentru că mai este un aspect, ai spus, în funcție de ce are fiecare. Noi numim asta istoric medical sau tablou clinic prezentat. Dacă tu ai, de exemplu, o cicatrice pe corp, cicat, operație, ai făcut o operație, fie că e vorba de o banală cezariană, da? o apendicită. Ai făcut da, tot felul de astfel de infiltrații minore da, într-un genunchi la un moment dat. Orice intervenție chirurgicală, chiar și minim invazivă, produce leziune asupra structurii miofasciale. Ce înseamnă asta? Mușchii noștri sunt îmbrăcați de o peliculă albă. Pentru cei care au experimentat o dată tăierea unui animal. Au văzut că deasupra mușchii e o peliculă albă fină. La păsări, la și la absolut orice. Aia este fascia. Fascia asta este cel mai important organ din, corp din corpul nostru din punct de vedere biologic, pentru că el de fapt asigură capacitatea de dezvoltare a forței, a structurii musculare. În momentul în care eu perforez fascia respectivă, printr-o incizie, m-am operat, eu creez un dezechilibru în acel echilibru, după care sistemul nervos central va căuta să reintegreze informația aceasta, să construiască un nou echilibru în dezechilibru. Deci această discuție pe care eu o am cu pacientul în consultație devine extrem de importantă pentru a putea să setezi inclusiv un potențial pe care să-l urmăm. Pentru că dacă tu ai o operație de hernie de disc, s-ar putea să ai un prognostic rezervat cu privire la anumite obiective pe care tu ți le dorești să ți le îndeplinești. Și să spun, îmi pare rău, dar din punct de vedere biologic suntem limitați. Ne putem crede și să folosim puterea convingerii, care are puteri nelimitate, dar eu vă spun în perspectiva mea că obiectivul este nerealist. Ce părere aveți dacă ajustăm un pic acest obiectiv? Deci discuția cu pacientul în care îi înțelegi istoricul medical, înțelegi dacă ia medicamente, pentru ce ia medicamente, cum stă cu sistemul cardiovascular, dacă îl doare capul, nu îl doare capul, are amețeli, a avut, repet, intervenții chirurgicale, toate aceste aspecte duc la completarea tabloului clinic împreună cu inspecția vizuală, împreună cu testările funcționale, la finalul căruia am spune și obiectivul lui, și apoi, din farmacia mea, știi, că noi fizioterapeuți avem farmacia noastră și mă și spun, părându trei, ia, poftim exercițiul ăsta de două ori pe zi. Noi facem ca o rețetă, că mulți oameni și spun, dar cum vine Dăm -mi și mie niște exerciții de alea, mă doare genunchiul, ai ceva de genunchiul? Așa au pacienții să vină. Bă, bă, pentru genunchiul drept, mă doare și pe interior. Aveți ceva? Și zic, doamn, nu avem, dar nu avem nici cremă și nu avem nici pastile și nici infiltrații. Avem niște exerciții specifice care, înțelegându-le modul de realizare și anticipând răspunsul biologic, putem să anticipăm și rezultatele pe care le obținem. Inclusiv la nivelul reconstrucției de structură cartilaginoasă, în artroze. Deci, că noi avem capacitatea să refacem cartilajul, condroitina. Încă o dată, avem capacitatea să refacem cartilajul? Da, evidențele științifice asta spun. Cum? Foarte simplu, stimulând producția de condroitină și rețeaua matricei extracelulare. În mod uh, biochimic explicând acum, acestea sunt elementele care constituie cartilajul articular. Tu, ca să corpul are, are aceste depozite, trebuie doar să le soliciți producția. Și înțeleg că nu le soliciți producția dacă nu te miști. Și dacă te miști... Nu vezi că nu trebuie să fii doctor ca să înțelegi asta. Vezi ce bine, ce simplu le spui? Da. Tu faci lucrurile complicate să pară simple. Și așa și este. În momentul în care ai o viață sedentară, adică ești împotriva sistemului tău biologic, tu nu activezi mecanismele interne de a-ți păstra sănătatea. Tu le practic ai. îi spui corpului, nu am nevoie să faci asta. Ne aducem aminte de ce am vorbit? Sistemul nervos central? Cel mai bun manager. Nu dacă eu am o herghelie, dar eu vreau un singur cal să călăresc, eu mă apuc să hrănesc toată herghelia, eu văd un cal. Eu am nevoie să stea capul pe umeri și mâinile pe masă și să stau aici, cam asta vede organul. Și să fac așa din când în când. Ok, îți întrețin acest bilanț articular, dar nu ai nevoie de asta, de genunchii tăi care stau 8 ore cu inflexe la 70-90 de grade. Deci, dacă corpul spune? nu am nevoie de asta, nu duc resurse acolo. Nu. Scopul organismului este să facă supraviețuire, nu performanță. Spune, ți-l voi păstra într-un bilanț în care am văzut ce ai nevoie. Tu ai nevoie să duci la baie, să te așezi pe WC, te ridici, te pe, pe din, să te duci la mașină, te așezi în mașină, te cobori, te duci, te așezi pe scaun, te ridici, te pui în pat. Pentru asta îți dau. Și ajunge prietenul nostru când sună pe telefonul și spune un prieten, hai vii la fotbal. Cum să nu? Se duce și joacă fotbal, că el a jucat cu 20 de ani fotbal da, și spune că știe să ce fotbal. Și vine acasă și spune, băi, mai apoi, mă dor genunchi. Nu vine să cred. Cred că am îmbătrânit. <laughs> și apare acel șoc în momentul în care îți dai seama că tu ești cu o amintire despre ce înseamnă corpul tău și nu cu o realitate adevărată. Fii atent. Dacă astăzi experimentez, astăzi la 45 de ani, urc pe munte. Mm -hmm. Să spunem că mă ambiționez și urc pe munte, dificultate. Asta creierul asta. Cu siguranță atunci când cobor și știu cu siguranță, pentru că am făcut acum un an și exact asta s-a întâmplat, când am ajuns jos după 8 ore de mers, unul dintre genunchi mă durea rău. Mm? Poți să-mi spui dacă, fiind în situația asta și adoptând ceva de pe raftul farmaciei tale, unul, două exerciții, dacă mi-antrenez genunchii, data viitoare când urc, sunt suficient de bine pregătit astfel încât să nu am dureri? În majoritatea situațiilor, da. Dacă tu ai niște leziuni intraarticulare severe, adică niște leziuni, de exemplu, totale, sau 80% din meniscul colateral intern este rupt, e posibil să te doară când o să cobori din nou, că îl stresezi foarte mult. Dar să spunem că tu ai avut un proces inflamator. Da? Tendoanele, ligamentele din interiorul articulației, pentru că ai solicitat într-o formă de coborâre, într-o formă paradoxală, nu suntem obișnuiți să mergem la vale. Este obișnuit să mergem pe teren plat sau maxim ușor în pantă, dar la vale nu prea suntem antrenați. Atunci, în ce aminte, sistemul nervos central nu știe să opereze acolo, a uitat, n-am mai făcut asta de 30 de ani, și modul în care tu stimulezi aceste, imaginează niște pârghii pe care noi le avem, niște sfori, da? care sunt mușchi, tendoane, ligamente, fașia de care vorbeam anterior, trebuie să fie stimulată paradoxal și apare proces de inflamație, care este prima formă de vindecare a organismului nostru. Practic, dacă tu vei începe să faci un set de exerciții având acest obiectiv, vreau să merg pe munte, îmi plac drumețiile, nu o să ai niciodată probleme cu genunchi. Și slavă Domnului, sunt o grămadă de oameni care urcă pe munte și nu au probleme cu genunchi. Încă o întrebare, nu? Întrebarea doamnei de pe Facebook. Domne, există cineva care urcă pe munte și nu are dureri de genunchi la 60 de ani? Da. E, atunci e clar că se poate. Și nu are legătură amprenta genetică mulți mai spun asta, cred că e de la genetica. Mm, epigenetica astăzi ne contrazice rău de tot. Nu ne mai lasă în paradigma asta și tu știi foarte bine lucrul acesta. Ai spus că inflamație e primul pas spre vindecare. Da. Și aș vrea să îmi spui mai multe despre asta și să facem diferența între inflamația acută, urmarea unui eveniment care se întâmplă acum repede, da. și inflamația cronică, despre care știu că nu este bună și poate degenera în boli foarte grave. Așa este. Inflamația este un proces, așa cum am spus anterior, de vindecare. Practic, în momentul în care stresez un țesut, o articulație, o componentă articulară în afara sferei lor de funcționalitate cotidiană, apare acest proces de, de vindecare locală, sub formă de inflamație, da? inclusiv febra musculară. Este o inflamație. Da? E o reconstrucție a fibrelor musculare care s-au rupt în urma supra-solicitării. Pentru că tu vrei să te dezvolți. Da? Nu există progres fără efort în colecție, cum s-ar spune. În momentul în care tu neglijezi acest proces inflamator, de multe ori nu-l bagi în seamă. Spui că este normal. Ți-articulația mobilă, fixă, îmi cer scuze. Adică, vii cu. Genunchiul și spune mă doare, genunchiul stau mai bine că e lămpat mișcat ca să nu pățesc ceva. Deci o gestionare deficitară a acestui proces inflamator ajunge într-un status, așa cum ai spus tu, de inflamație cronică, care se poate consolida, lucru care determină ulterior un factor al durerii. Deci inflamația prost gestionată va genera însăși o cauză a mecanismelor de durere. Noi trebuie să înțelegem că durerea este percepută aici. Pe tine nu te doare niciodată genunchiul aici simți durerea de genunchi. Mecanismul de percepție a durerii este extrem de complex. Avem pe de-o parte receptor local la nivelul unei articulații care transmit informații despre degradări structurale, leziuni, traumatisme, inflamații și pe căile ascendente în spinării ajunge informația în creier că e o problemă. Dacă tu te-ai certat cu soția ieri și copilul a mai luat și un doi la școală și ai mai aflat că urmează să facă restructurări la firmă, Receptorii aceia care transmiteau informație, care spuneau te doare de 2 de la 0 la 10, alterează acest mecanism al durerii și îl fac să fie de 6-7. Și asta spunem noi că este de fapt o modulare a durerii în contextul biopsihosocial. Biologic, psihologic, social. Toate cele trei componente conduc la mecanismul de procesare a durerii. De asta întotdeauna eu am spus că noi nu tratăm un diagnostic și tu nu ești un diagnostic. Tu ești o ființă umană purtătoare de un diagnostic. Ce înseamnă asta? Că eu nu să mă uit la genunchiul tău și la meniscul tău colateral care are o problemă acolo. Că te doare când cobori în pantă. să mă uit la tot ce înseamnă ființă fizică, la statusul tău psihoemoțional, cum te simți din cauza faptului că ai această durere și din punct de vedere nutrițional, că deja avem evidence-based tone despre nutriția durerii. Despre a învăța să apelez la nutriție în scop de a gestiona inflamația și astfel să contribui în mecanismul de reglare a durerii, făcând exerciții fizice, gestionându-ți un bun management al emoțiilor în fața durerii și având și o alimentație corectă. Nutriția durerii. E da. prima dată când aud asta și e. E fascinant că atunci când vorbesc în, în emisiune cu invitați care sunt pasionați de ceea ce fac, de fiecare dată plec cu un caițel virtual și mă duc și studiez săptămâni întregi. Ce înseamnă, mi-ai spus, nutriția durerii? povestește câte ceva despre elementele de bază ale acestei uh, discipline, să o numim disciplina. Forma terapeutică, aș zice, este practicată de către experții în nutriție. În opinia mea, medicii specialiști în nutriție sunt cei care pot oferi indicații în acest sens și orice formă de pregătire colaterală nu face să fii un specialist în acel domeniu. Nutriția, așa cum este și exercițiul fizic, trebuie să înțelegem că este un medicament. Da? Hipocrate așa ne-a învățat. Lasă-ți hrana să-ți fie medicament și medicamentul tău să-ți fie hrană. Deci alimentația este extrem de importantă să o privim ca un medicament. Nutriția durerii este un concept pe care l-am adus în premieră în România acum 3 ani de zile, când am spus că pacientul care are dureri cronice va beneficia de exercițiu fizic terapeutic, o nutriție antiinflamatoare și psihologia durerii. Nutriția durerii înseamnă, de fapt, a înțelege care sunt mecanismele biologice care întrețin procesul inflamator și aici doar, de exemplu, vorbesc despre concentrația mare de zahăr sau prăjala, mecanisme care generează instalarea și creșterea acestui mecanism de inflamație, în contrapartidă cu alimente, să le spunem, crude, da? cu alimentele verzi, cu legumele, care determină o mediere a procesului inflamator. Iar eu, o echipa interdisciplinară pe care o coordonez, avem, cel puțin acum, este un medic specialist în genetică medicală și nutriție, care asta face. Stă de vorbă cu pacientul în online, îl întreabă obiceiurile alimentare, îl întreabă asocierea intensității durerii și dă un plan alimentar pe două săptămâni, pentru că după două săptămâni avem deja o primă observație științifică că durerea începe să se reducă doar prin introducerea elementului nutrițional. Deci printr-un plan de alimentație antiinflamator, renunțând la anumite mecanisme care știm, așa cum am spus, că întrețin procesul de inflamație și doar înlocuindu-ne cu niște obișnuiri alimentare, să le spunem generalist sănătoase. În realitate este un evidence-based incontestabil care funcționează la toată lumea. Asta e partea bună. Și atunci când avem o durere, încă o dată spun, trebuie să fie abordată pluridisciplinar, cel puțin în aceste trei perspective, vorbesc de abordări non-chirurgicale. Căci momentul în care am intrat în sfera chirurgicală, acolo se lărgește și avem o sumedenie întreagă de specialiști de care avem nevoie, în funcție evident și de afecțiune. E adevărat că pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul produce mai puțină chondroitină și mai puțin colagen pentru um, încheieturi, pentru ligamente, pentru tot aparatul locomotor. Fiziologia noastră este aceasta de a se degrada ușor. Prin urmare, procesul de regenerare celulară va fi din ce în ce mai blând, odată cu evoluția noastră în viață. Și acum vorbeam mai devreme, nu vorbim de anti-aging. Și vorbim de un slow aging. Deci vorbim despre a te acorda în raport cu sistemul tău biologic. Deci ai a face ceva prin care replicarea ta celulară să fie în acord cu biologia ta. Ce e foarte interesant este că o patologie degenerativă, o coxartroză, o gonartroză, nu trebuie obligatoriu să fie și simptomatică. Adică procesul de degradare a cartilajului poate exista, spațiul articular se micșorează, dar durerea nu este obligatorie să fie prezentă. Dacă pacientul își păstrează și își consolidează manșonul musculo tendinos care stabilizează genunchiul și degrevează de stres articulația, el va putea să aibă parte de o bătrânețe și vedem, nu? Oameni la 75-80 de ani care dansează, fac piruete, care se, nu? Vedem videourile acelea virale pe Facebook, le vedem cu toții, nu? Cu tot felul de seniori care fac super multe lucruri. Întrebarea este cum e posibil? Deci se poate. Ceea ce au făcut a fost, de fapt, un set de obiceiuri prin care mișcarea, adică sistemul nervos central, înțelegea constant nevoia pe care o are de întreținut. Cântește-te deci, că noi vorbim despre un țesut care are o proprietate de alungire și scurtare. Mușchii, tendoanele, ligamentele, asta este proprietatea lor fundamentală: să se alungească și să se scurteze. Da? Bicepsul meu se alungește și se scurtează. În momentul în care eu nu întrețin această proprietate, el observă că, asta ce înseamnă? Că am anumite activități, ca pattern-uri motrice. De exact ce povesteam? Mă duc la serviciu, mă așez în mașină, mă așez pe scaun, mă așez pe wc mănânc și cam mai se reduce necesarul meu de lungimi. Eu îl dresez, eu îmi dresez Bravo. mâșchiul pentru anumite tenoane, mișcări. ligamentele, fascia, deci trebuie să înțelegem că există un concept de patru structuri moi, le numesc eu, deci țesutul moale, care indiferent de vârsta pe care o ai, va avea tot timpul răspuns la exercițiul fizic. Mulți oameni mă întreabă, știi, da, oare la vârsta mea se mai poate face ceva? Da, 100%. Pentru că ne adresăm unei structuri care răspunde reflex în momentul în care îi dau stimulare motrică. Mușchiul tău va avea o capacitate de răspuns mai lentă la 70 de ani, prin comparație cu 30 de ani. Dar principiul, și anume răspunsul adaptativ, va exista totdeauna. Deci, cu alte cuvinte, poate la 70 de ani e nevoie de mai mult efort pentru a atinge aceleași obiective decât la 30 de ani. E nevoie de mai mult efort, odată cu evoluția în viață, să-ți păstrezi sănătatea articulară, colagenul și cartilajul articular, cum ai spus anterior, decât la 30 de ani. Dar dacă începi să faci un stil de viață în acord cu sistemul tău de valori, unde sănătatea este pe primul loc, vei vedea că vei evolua în viață într-o formă extrem de naturală. Și asta e ceea ce noi ar trebui să înțelegem. Că eu nu vorbesc, când vorbesc de postură, de exemplu, oamenii și spun, cum o să stai așa drept? Adică, este un ideal. Naturalul a ajuns să fie un ideal. Ceea deci, ce e o mare misunderstanding. Nu e normal. Încep să spui, domnule, o postură corectă a devenit un standard, așa, un golden standard. să stăm așa, uite cum stăm noi acum, așa, foarte, nu Nu, asta e naturalul. Este proiecția în care, Presiunea pe aparatul nostru discal în coloană este uniformă. Este blândă. Discurile nu sunt stresate. Că stau așa. În da? postura. Exact. Și mă... Ah, ce de când așteptam să stau în poziția asta. Da? Dar e un efort totuși să, să stai în poziția asta. Adică dacă vrei să stai perfect drept, cred că e un efort, deși tu spui că asta este poziția naturală a corpului. Eu îl percep ca pe un efort. Da, stau aici, probabil că nu stau permanent în scaun așa. Există um, realitatea că dacă practica asta în mod repetat o anumită perioadă de timp devine atât de natural încât nu mi se mai pare un efort. Ca să avem o postură corectă avem nevoie de două ingrediente. Unul, tipar postural neurologic, ce crede creierul că e normal, și doi, resursă pentru a păstra naturalul acela. În momentul în care tu vrei să faci exerciții și te duci tare la sală și faci trapez și faci romboie și faci spate nu? și vrei să spui, ce spate am, dar creierul tău nu observă că asta e normalitate. Și ieși din sală și te întorci în tiparul tău postural aici și îi vezi pe băieți. Că sunt așa, capul a plecat în față, te mă pun așa în profil, în cameră. îmi place, poziția asta îmi place, da. Și vezi de ce? Pentru că tiparul lor neurologic este unul deficitar. Cu alte cuvinte, avem nevoie pe de-o parte să ne însușim un tipar postural în care urechea este proiectată la nivelul umărului. Da? Totdeauna capul trebuie să fie dus un pic spre înapoi și urechea să fie la nivelul umărului. În momentul în care capul pleacă spre înainte și urechea cade în fața umărului, în acel moment vom avea parte de o prăbușire a centrului de greutate în plan anterior și de o asociere a toracelui, a coloanei lombare. Deci o întreagă cascadă de tipar postural. Deci am nevoie să îmi pun totdeauna întrebarea, unde mă aflu în spațiu? Când trec pe lângă o vitrină, unde stau? Când ești în lift, te uiți în oglindă, cum stau? Deci să începi să-ți pui această întrebare, apropo de obiceiuri, să începi să-ți dezvolți obiceiul, să te întrebi care este postura mea în acest moment. Asta este primul lucru, introducerea unui tipar neuromuscular nou. Doi, să încep să fac exerciții pentru care resursa pe care mi-am dezvoltat-o, deci mușchii, sunt la acel nivel încât pot păstra acest tipar și nu mai este o, un stres pentru creier. Nu mai este greu să păstrez postura asta, că am suficiente resurse. Greu sau ușor este dat de resursele pe care le am, în orice domeniu. Și în business, nu? Dacă ai o afacere și vrei să o dezvolți în 50 de țări, spui, e greu că nu am resurse. Dar dacă îți dau toate resursele și să spui, ok, e ușor. Îmi dai oamenii, relațiile și bani. I am rezolvat. Așa este și cu postura. Dacă îmi dai suficientă forță și rezistență musculară, atenție, două ingrediente diferite, forță și rezistență. Una e să fac două repetări cu 150 de kilograme și alta e să pot să fac 300 de repetări cu 50 de kilograme. Forță că ajuns și rezistență. Aici. Întotdeauna mi-am mi pus această întrebare care e raportul optim și ai să-mi spui că e personal și că trebuie o evaluare, dar um, luând statistic, care e raportul optim între exercițiile de forță și exercițiile de rezistență pe parcursul unei săptămâni, să spunem, într-o săptămână am reușesc să ajung de, nu știu, patru ori la sală, care ar fi un raport optim pentru, nu pentru scopul de a mă face mare, de a fi voluminos. E o, e o populație destul de limitată care urmărește asta. Majoritatea urmărim să fim sănătoși. Și știm că avem nevoie de forță, trebuie să stresăm puțin musculatura și avem nevoie și de rezistență. Care e raportul? Cel ideal? puțin 3 la 1 în favoarea, în favoarea rezistenței. Deci 3 antrenamente pe săptămână le faci de rezistență, 1 de forță dacă tu nu ai ca obiectiv să faci o definire musculară și să stresezi foarte mult acestul muscular. Trebuie să înțelegi că poți să ajungi la același obiectiv de stres prin rezistență. Adică încep să fac repetări multiple cu încărcări mici, până la epuizare musculară. Și în acel moment ajung în același obiectiv, doar că forma de ajungere e total diferită, iar beneficiul tău va fi că nu vei avea același tip de dureri, iar inclusiv definirea musculară, pentru că definirea vine din repetitivitatea pattern-ului de mișcare. Dacă eu vreau să am o bilă mare aici, nu? să am un biceps așa mare, eu trebuie să tot fac bile. Și atunci pot să fac bile cu încărcări mici, multiple, până la epuizare. Până când faci cu 5 kg și fă 2000, dacă te țin mușchi. Sau tot de da, da, acolo și să vedem dacă după ce faci 100-200, să vezi că acele 5 kg efectiv simți că nu mai poți și începi să faci cu 5 Nu! Și toată lumea râde de tine. la cu 5 kg, cum se chine. Dar tu faci un antrenament corect din punct de vedere al modului de recrutare a forței foarte evoluată, foarte treptată. Dacă ești sportiv de performanță, lucrurile se schimbă pentru că depinde de sportul pe care îl faci. Dacă ai o nevoie de forță explozivă, clar ai nevoie de antrenament de forță. Nu o să ai nevoie de 100 de metri. 100 de metri garduri, 100 de metri viteză. Păi mine 100 de metri, mâine maratonul tău de 40 ceva de kilometri. Da? Sau cum e notul, da? Păi, 100 de metri. Liber. Păi acolo dau tot ce pot. Am alt tip de antrenament, nu am nevoie de rezistență. Dar pentru un om care înțelege care are nevoie de o anumită capacitate musculară pentru a-și păstra Sănătatea, care înseamnă capacitatea de presiune asupra aparatului articular optimă. Asta trebuie să, Atât de simplu este. Asta este articulația mea și aici trebuie să fie o, o presiune omogenă. Dacă articulația este împinsă în față, în spate, în lateral, în stânga, în dreapta, este neomogenă, prin acel moment voi începe să dezvolt un tipar de presiune care conduce în patologie. Da? Mă doare genunchiul în interior, în exterior, mă doare coloana. Am făcut hernie dreapta sau stânga, ai văzut? Mă doare pe piciorul drept. Dar de ce nu te doare? Pentru că tu ai stat așa. Ai făcut o presiune inegală în aparatul tău discal și la un moment dat se deteriorează discul respectiv și apare migrarea și compresia nervoasă pe complexul sciatic. Da? Și te doare pe picior. Și e corect să presupun că aceste exerciții de rezistență sunt cele care îți permit să rămâi într-o mișcare relativ naturală a articulațiilor, și limitând numărul de zile în care faci forță, practic limitezi riscul ca acele mișcări să fie făcute incorrect? Pe de-o parte, da, 100%. Pe de altă parte, capacitatea de a genera mișcare completă, asta înseamnă să explorezi capetele de mișcare. Da? Vreau să fac extensia brațului și mulți fac până aici, la sală. Da? Nu reușesc să fac capătul de mișcare pentru că nu mai are forță în capătul de mișcare, pârghia e foarte mică, eu trebuie să stimulez capătul tendinos aproape în final. Dacă am încărcare mică, eu pot să duc până în capăt mișcarea. Deci explorez capacitatea de lungime a tendonului respectiv, a țesutului muscular în potențialul său când fac prin repetări multiple cu încărcare mică. Acea noțiune de range of motion. range corect? of, Romul, exact. A range rom of motion, exact. Trebuie să ai un rom complet, totdeauna. Și asta este, în limba română, e bilanțul articular. Range of motion. Amplitudine, Da acela e corespondent. Doar că noi nu utilizăm, adică în literatura de specialitate și în um, publicațiile științifice, așa comunicăm în range of motion. Când vorbesc cu un pacient, nu-i spun de range of motion. De bilanțul articular. Să vedem cum poți miști. Cât de bine poți să miști. Și cât de des ar trebui să vin eu la tine, presupunând că am venit prima dată, ți-am spus ce vreau să fac, ți-am spus care sunt planurile mele de viață, tu te uiți așa la mine zici, mm -hmm. ești cam strâmb frățioare. <laughs> și îmi spui miei de pe raft toate rețetele și zici poftim, de aici. 30 de minute în fiecare zi mestecă și descurcăte. La cât timp lucrul ăsta? Bun, bănuiesc că ai niște câștiguri mari la început, după care câștigurile încep să se diminueze. Va trebui mișca va, va trebui Modificat modificată acest program după cât timp? De obicei, eu le dau maxim 30 de ședințe. Asta, apropo, că spune că vila la mine. Ca să vii la mine, trebuie să fii la tine acasă în sufrageria ta și să facem un apel video. Și așa, vii la mine e cel mai simplu. Ai scăpat și de oriunde ai fi din lume, asta e partea cea mai bună. Și în urma unei asemenea consultații, primești un plan personalizat, de obicei cam în 30 de ședințe, dacă nu ai o afecțiune severă cu manifestare dureroasă. Dacă ești într-un status clinic dureros, adică ai o compresie de disc, durerea este violentă de 8. Este o durere care e asociată cu niște furnicături pe picior. De obicei, pacienții sunt sub observație la 10 zile, îi reevaluez. Dar dacă nu, de obicei ai 30 de ședințe, iar ritmul de realizare a ședințelor din o ține cont de tablou biopsihosocial, pentru că dacă ai doi copii, job, și eu spun, păi în fiecare zi 30 de minute și spui, Doamne Dumnezeu, unde să mai fac și pasta. Și de obicei asociezi la 3, maxim 4 ședințe pe săptămână. Asta e dozajul. Știi, apropo de medicamente, e asta și asta dimineața și seara zici că faci asta și asta, o zi da, o zi nu. O zi da, o zi nu. La orice oră din zi și din noapte. Este marele avantaj pe care l-am oferit pacienților. Pentru că nu mai sunt condiționați de o oră să vină în cabinet la ora 7 dimineața, la ora 9. Faci dimineața, te vrei la 6, poți să faci la 6. Vrei să faci la prânz, faci la prânz. Vrei să faci seara, fă seara. E să faci. Deci tu celor 10 ședințe nu stă în picioare. Mamă, că ce de când, sus. da, de când m-am născut în casă, mama fiind medic, am auzit de aceste 10 ședințe. 10 ședințe, 10 ședințe. A de unde a apărut? Te rog. A zis, era, un banc, se spune că ajunge o fată acasă și soțul îi aduce pește. Și ia pește, îl taie la cap, îl taie la coadă, îl mai micșorează un pic, să se uită ciudat la el, pregătește, nu zice nimic, mai face o dată, la fel, la treia săptămână spune, măi, dar care-i treaba cu tăiatul ăsta? Lasă pește. De ce face așa? Așa am învățat mama. Ok, și ea de ce face? Nu știu, hai să o sunăm. O pe mama, aceeași poveste, de ce ai făcut? Așa am învățat mama. Mm -hmm. Bunica, hai să ajungem la ea, când deja e misterul familiei. Ajunge la bunica, ia zi bunica, tu cu peștele tăiat de când știu eu când era mică, de ce? A, ah, mamă, pe păi aveam tigă mică, că nu căpea. Deci era o propovăduire a unui obicei. E bine, cele 10 ședințe în România sunt propovăduire de Casa Națională de Asigurări, care atât de contează. 10 ședințe, de contează de două ori pe an. Dacă vin și spun 12, 15, deja e ciudat, pentru că ei nu de contează. Da? 10 proceduri, mai precis, de contează casa de asigură, care e bunica care avea tigaia mică. Bunica e cu tigaia mică în, în continuare. Exact. Și a rămas cu cele 10 ședințe. În realitate, doar un copil, cred că nici de clasa 4-a, 5-a, nu mai crede că o patologie pe care tu ai dezvoltat-o în 20 de ani, să o rezolvi în două săptămâni. Eu întotdeauna am spus că vizita în cabinetul ambulatoriu este necesară când ai incendii. Te doare tare de tot și trebuie să apelezi la toate resursele posibile, electrice, manuale, kinetice, orice se poate să imediez durerea pacientului. Dar pacientul, dacă nu va face acasă ulterior, o să revină înapoi permanent, fizioterapeuții fiind cei mai buni stingători de incendii. Și când incendiul e mare, mare și n-ai ce să-i mai faci, Asta e, declari nevoia de tratament neurochirurgical. Dar, într-adevăr, 10 ședințe este un mit care personal mă lupt foarte mult, de cel puțin în ultimii 3 ani de zile de când am și lansat acest sistem, acest ecosistem până la final medical de gestionare a durerii în sistem de telemedicină, cu ajutorul căruia pacientul să înceapă să umble la obicei, să înceapă să fie mult mai atent la ceea ce înseamnă cultura mișcării în viața sa, înțelegând prin educație repetitivă că asta este calea am învățat ca specie în ultimii 70 de ani, 80 de ani, dacă îți vine să crezi, că trebuie să ne spălăm pe dinți de două ori pe zi. Acum 150 de ani oamenii râdeau de tine, nu mai ne spuneți. toată viața să fac asta, tu temă de aici, că n-a făcut mama așa trăit fără probleme în 100 de ani. E bine, noi suntem în situația în care din cauza confortului pe care îl avem și a sedentarismului de care vorbeam la începutul discuției, a trebuit să ne însușim această pastă și periuță de dinți pentru sistemul osteoarticular, o numesc igiena articulară. Asta e cel mai bun concept, să înțelegi. Am nevoie de o igienă articulară, deci un set de exerciții pe care să le fac în mod constant pentru a perturba acele patternuri statice în care stau 8-10 ore pe zi. Dacă am înțeles că mă spăl pe dinți toată viața și nu ni se mai pare deranjant, trebuie să venim momentul în care ridicăm și Trebuie să faci mișcare toată viața, nu 10 ședințe. Toată viața. Ritmul, intensitatea, particularitatea, ce exerciții faci, diferă. Dar principiul de bază este să înțelegi că ai nevoie de mișcare toată viața dacă îți dorești să rămâi sănătos. Dacă pentru tine sănătatea e valoarea 2, 3, 4, nu vorbim pentru ei pentru că nu se atinge. Știu asta deja. Și după 30 de ședințe? Așa. Le-am terminat. Pentru că eu vreau să înțeleg totuși ce, ce se întâmplă și mai departe. De ce? Pentru că 90% din diete uh -huh. sunt niște eșecuri. Da, cred că chiar și mai mult. Conceptul ăsta de 10 ședințe sau de 30 de ședințe, orice concept care e limitat în timp sau ca număr de evenimente, mi se pare destinat eșecului. Mi se pare similar cu o dietă. Da. După 30 de ședințe, urmează reevaluarea mă văd din nou cu tine din nou din pe camera, mă pui să dansez, să mă întorc, să simți. fac o piruetă. Exact. Cum te simți? Povestește-mi ce faci, cum mai ești, te mai doare cum te durea, mai motivele pentru care te-ai prezentat în mod inițial. Noi am setat în raportul medical niște obiective pe care le urmărim în aceste 30 de ședințe, pe care le vom cecui împreună cu tine când facem reevaluarea, de la care stabilim alte obiective terapeutice, care pot fi creșterea de forță, creșterea, bunătățirea posturală, reducerea riscului de recidivă e unul din obiectivele mele favorite. Îi spun, în sfârșit nu te mai doare. Bravo! Pe tine nu te mai interesează. E, acum mă interesează pe mine. Vreau să facem cumva să nu te mai doare niciodată. Și asta în termen medical, se numește. Reducerea riscului de recidivă. Da? Să nu se mai întâmple, să mai vină durerea. Și aici, din fericire, avem foarte mult de, de, discutat. Apropo de ce ai setat ca și timp, foarte adevărat ai observat. Ce e setat în 10-20 de ședințe și sortat eșecului. Noi avem niște abonamente medicale pe un an de zile. La mine nu pot să cumpăr 30 de ședințe. La mine e un singur abonament pe un an. Vrei să faci? Bine. Dacă nu în piață, pentru că toată lumea te va primi cu brațele deschise pentru 10 de ședințe, 20 de ședințe. Eu caut acei pacienți care, pe de-o parte, au dureri și mă caută ei, că durerea îi împinge către mine. Pe de altă parte, vreau și eu să am mai mulți pacienți care spun sunt bine, din când în când mă doare puțin, dar vreau să fac ceva prin care să mă simt foarte bine gândește deci, că avem mii de pacienți în momentul de față și nu cred că am 1% din pacienți așa. Care zic, eu când mai văd și eu cât un tânăr de 35 de ani, zic, ce mă, mă, simt foarte bine, mi-a plăcut cum vorbești, mi-a plăcut, am zis că știi cu exercițiile. Vreau și eu să uite, te uiți la mine, n-am nimic. Mă, nu am așa ceva. Și în fiecare zi vă numai pacientură cu durere, 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 durere. Și mă lupt cu ei după ce dispare durerea. Pentru că majoritatea au un răspuns favorabil în cel mult o lună și jumătate lună jumate motivul de prezentație a fost stins. După o lună jumate, el pur și simplu uită că l-a durat. Și brusc nu mai are timp. Setezi, ne revedem la întâlnire. Hai să stabilim Mai dă dau 30 de ședințe. Și avem o echipă operațională de peste 20 de persoane care ne ajută în tot ecosistemul nostru să-i motivăm pe oameni, să le dăm tot felul de videouri motivaționale, mesaje, rapoarte, deci o grămadă de chestii care le facem acolo. Și vine în sfârșit omul, că îl sun, și hai de la consultație, eu trag de el, hai să ne vedem. Și zic, cum a fost, ai reușit să finalizezi? N-am mai avut timp. <laughs> și zic, păi ce s-a întâmplat? Că inițial aveai timp și nu mai era niciun fel de problemă. Ai, știi, vestea bună e că nu mă mai doare. Și el tot încearcă să-mi, să vină cu obiective și tot felul. Să de... te facă să te simți inutil. De ce mai caut în viața mea? Exact. Știi? Și atunci eu tot timpul îi sensibilizez și le spun, aduceți-vă aminte și din nou răiau discuții despre sănătate, despre durere, despre consecințele durerii din punct de vedere biopsihosocial. La oamenii de plus 65 de ani, totdeauna le spun, cel mai mare inamic este riscul de accidentare prin cădere. Nu vă imaginați că unul din trei bătrâni în fiecare an cade de peste 65 de ani. Iar 70% din căderi sunt asociate unei fracturi de col femoral. Se rupe șoldul. Asta înseamnă o accelerare, o pantă descendentă de degradare incredibilă, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic. Pacientul care cade odată, primul lucru pe care îl va întipări în mintea lui, va fi nu mai am încredere în picioarele mele. Va dezvolta o anxietate socială, nu mai vrea să iasă afară din casă, nu mai vrea să întâlnească cu prietenii, nu mi place, să intre într-un mediu prietenos cu oameni, pentru că nu se mai simte în siguranță. Și este un alt sector de pacienți pe care am și cu care mă lupt în fiecare zi și aici avem mega campanii făcute deja în țară, care pentru seniori sunt, de, sunt oferite, prin care să încurajăm să combată incontinența urinară, o problemă delicată care construiește aceeași anxietate socială. Două nașteri naturale se conduc la o incidență aproape de 80% de a manifesta incontinența urinară la plus 60 de ani. Știm asta, it's evidence based. Dacă ai 40 de ani, trebuie să te apui să faci kineto. Dacă nu vrei să dezvolți incontinența urinară la plus 65, dacă ai avut două nașteri naturale. Dar dacă ai 60, mendătorii trebuie să faci stimularea planșeului pelvin. Mușchi Mușchii aceștia care sunt atât de importanți în controlul nostru de micțiune. Capacitatea de a păstra echilibru în dinamică. Să vezi ca un răspuns adaptativ. Ai văzut seniorii care cât de greu să urcă în mijloace de transport, cum fac ei pașii aceia, se simtă în siguranță, pentru că, de fapt, capacitatea noastră de a ne păstra echilibru este influențată de trei mecanisme. Văz, auz și proprioceptor, adică senzor din aparatul articular care transmit informații creierului unde te afli în spațiu. Aceasta e fiind singura explicație pentru care nevăzătorul poate merge. Pe ce se bazează? Pe proprioceptori și pe urechea internă. Și apropo de ce ai spus mai, mai devreme, țin minte că în ziua în care am citit o statistică, am impresia că 40% din cei care au o fractură peste vârsta de 70 de ani mor în primele 3-4 luni din cauza complicațiilor, nu neapărat ale fracturii, ci probleme circulatorii, probleme pulmonare imobilizarea la pat duce la alte complicații, ceea ce mi s-a părut incredibil de mult, 40% să-și piardă viața în 3 luni după ce au avut un astfel de accident. banale căderi. Exact. Meșete că americanii au program național de reducere a riscului de accidentare prin clădere. Pentru că și-au înțeles, America e cea mai economică țară din lume. Sunt orientați pe bani maxim. Și oamenii ăștia au înțeles că pentru ei e mult mai avantajos să bage bani în programul de prevenție, pentru că știau complicațiile medicale, care înseamnă costuri de internare, intervenții chirurgicale, proteze, tot felul de complicații pe care le-ai menționat, care necesită bani prin insurance pe care omul trebuie să-l plătească în spital. Lucru care, dacă te uiți pe o balanță financiară, spui, hai să le dăm ceva să nu cadă, că este infinit mai valoros și mai ieftin decât să ne ocupăm de ei când vor cădea. Uitându-mă în viitor, perioada asta între 65 de ani și 92, depinde fiecare cât își propune să... Unii își propun cât să trăiască, alții pur și simplu zic cât o da Dumnezeu. Eu mi-am propus, nu mă întreba cum am ales 92, am considerat că e o cifră pentru care merită să fac exerciții și să mănânc sănătos pentru a ajunge acolo. Dar recunosc că perioada între 65, hai 70 și 92 de ani e o perioadă care mă îngrijorează din această perspectivă, mobilitatea, teoretic, scade dacă nu faci anumite lucruri. Funcție, funcțiile noastre biologice fie sunt încetinite, fie unele dintre ele se opresc uh, aproape de tot. Și întrebarea pe care o am, legată de această îngrijorare, dacă sunt sănătos, nu am nicio durere, dar mă îngrijorează. Perioada asta de după 65 de ani. Vreau să fiu sănătos până la 92. Când ar trebui să încep să fac metodic și în fiecare zi sau o dată la două zile aceste exerciții? Și să nu spui ieri. Să zic ieri. Din punctul meu de vedere, în momentul în care anticipezi niște probleme, din momentul în care conștientizezi, trebuie să încep să le abordezi, să nu se manifeste. Și acum vorbeam despre testul de cădere. Noi avem teste prin care putem să evaluăm riscul de cădere. Vi și spui, cum te simți? Mă simt bine. Și zic, ok, când cobor scările ai nevoie de balustradă, da, 5 puncte ai luat. De ce ai nevoie? Păi că am nevoie de ceva, că nu mai simt picioarele. Ok. Și apar multe întrebări, de deci ce am sunt teste, testul lui Morse, extrem de cunoscut la nivel mondial, e găsit public pe internet, prin care putem să avem un coeficient de evaluare a riscului de accidentare prin cădere. Da? Pui să facă un test Romberg, pui pacientul să stea în picioare cu ochii închiși și încep să vezi. Începe să-și găsească nevoia de a perturba centrul de gravitație pentru că propriul receptor nu știu unde se află în spațiu. Sau pur și simplu stă. Pozitiv testul dacă îl vezi că începe să progreseze antero-posterior și îl vezi că se bălângărește. Nu, în din, no, din 10 secunde trebuie să stea. Îl vezi că face treaba asta, ai mai luat 5 puncte. Deci ai nevoie pentru că ai un risc de accentare prin cădere mare. Deci... Un pas este să încep să conștientizezi și să anticipezi niște probleme, apoi să vezi dacă există instrumente pentru a le preveni și dacă da să le faci. Iar în cazul nostru, din fericire, sunt. Da, vei avea o capacitate și o predispoziție de a te îmbătrâni. Asta înseamnă o replicare celulară, așa cum povesteam anumite funcții. Femeile au parte de modificări hormonale severe odată cu intrarea în statusul de menopauză, care conduce însă și la o degradare accelerată a sistemului osos. Nu întâmplător, ele au parte de demineralizare acută. Osteoporoza e foarte la răspândită în rândul sexului feminin, nu cel masculin. Explicația fiind de modificările și de reglările hormonale. Înțelegând aceste probleme, tu începi să intervii cu reducerea numărului de kilograme, o sarcină, o suprasarcină mecanică care apasă pe sistemul tău osos fragil prin natura sa, o creștere a capacității țesutului moale de care vorbeam, forță și rezistență pe muște, doane, ligamente și fasce. Și încep să faci astfel de lucru pentru că înțelegi. Și cred că acesta este și scopul pe care îl facem astăzi în această emisiune: să aducem în prim plan aceste probleme, să aducem în prim plan aceste lucruri care se întâmplă în fiecare zi, și cei care ne urmăresc să-și aleagă așa ca un ascultător înțelept ce are nevoie el. Pentru mine, de obicei, mulți facem cum ai făcut și tu. Ne gândim la cei dragi și ne gândim că eu așa avea nevoie. Dar e bine și așa. Și asta apropo de copii, că mulți mă întreabă, știți, am, am copilul, cred că ar trebui să faceți ceva cu el, exerciții. Și zic eu, haideți dumneavoastră întâi. Haideți dumneavoastră să faceți exerciții și vă promit că copilul dumneavoastră va începe să facă exerciții. Deci cea mai bună formă de educație este prin propriul exemplu. E instrument incontestabil. Copilul nu are nevoie de meditator, nu are nevoie de personal trainer, de nimic, în opinia mea. Are nevoie ca tu să faci ceea ce cer lui să facă. Atât de simplu. Ai menționat osteoporoză, ai menționat menopauza. Ajută fizioterapia în această perioadă delicată în care în corpul femeii apar o grămadă, un tsunami de modificări hormonale? În mod categoric. Pe de-o parte ajută prin contribuire la găsirea echilibrului în dezechilibru. Activitatea fizică, din punct de vedere, așa cum ai spus, al neurotransmisătorilor, generează acel status de bine da? Noi avem acești hormoni stării de bine care îi anticipăm în urma unui proces de mișcare care ajută din punct de vedere psihoemoțional pacientul foarte mult. Se simte bine după ce face mișcare. Apoi, din punct de vedere al osteoporozei, modalitatea de influențare a fizioterapiei este indirectă și nu directă. De o parte, noi accelerăm metabolismul. Asta ce înseamnă? Sângele începe să circule mai mult într-o anumită regiune. În momentul în care sângele circulă mai mult într-o regiune, acolo există o replicare celulară. Pentru că ai din nou resurse. Am adus nutrienți în mod repetitiv și asta creează premizele unei întreținere articulare. În momentul în care cresc și forța și rezistența, eu degrevez de stres sistemul osos. Asta este mecanismul indirect de leziune ale sistemului osos, care este firav din cauza endogenă, deci resursa, structura internă are nevoie de, un, de, medicamente, are nevoie să stea la soare, are nevoie de suplimente, da? sunt tratamente medicamentoase, injectabile, da? E prolia, care au anumiți oameni aleg să-l facă, deci sunt împreună cu endocrinologul, împreună cu reumatologul, începi și cu fizioterapeutul, care întotdeauna, absolut în orice echipă interdisciplinară, fizioterapeutul trebuie să fie prezent. Și în cazul acestor, acestor patologii, repet, ca plan secund de influență, dar din punctul meu de vedere extrem de important, anticipând riscul de accentare prin cădere, durere articulare care pot apărea prin reducerea discurilor intervertebrale și deshidratarea acestora. Tot din cauza cercului vicios în care intri, nu te mai miști, începi să fii sedentar, metabolismul scade, presiunea crește, discurile se deshidratează, apare durerea, durerea te face să stai și mai mult și cercul începe să fie așa ca o spirală ascendentă de efecte tip cascadă care conduc spre degradarea și distrugerea corpului. Autodistrugerea, cred. Corect. Și e din ce în ce mai rău. Da. Aici intervine fizioterapeutul, este de fapt acel individ, acel specialist care caută să spargă cercul vicios. Și instrumentul de distrugere este mișcarea. Noi, prin mișcare, avem o, 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 o sumedenie întreagă de uh, mijloace prin care modificăm statusul organismului nostru. Pe de-o parte, mecanic, da? asupra aparatului musculo-articular, pe de altă parte, psihoemoțional. Pacientul începe să se simte în brusc mai bine și anticipăm răspunsul ăsta. Știm, ai da? vorbit, oxitocină, da? serotonină, sunt neurotransmițători care știm că se secretă în momentul în care faci mișcare. Sistemul cardiovascular începe să fie întreținut. Nu uităm că inima este un mușchi. Inima este un mușchi pe care trebuie să-l antrenezi. Te plimbi, începi să faci pași în fiecare zi. Într-o dată spun, cel mai bun antrenament cardiovascular este mersul în care nu mai poți purta o conversație. Deci mergi la acea viteză în care nu mai suflu să mai vorbești. La care gâfâi. Hai să spunem așa, dacă tu vrei. Da, <laughs> pentru sub... că întotdeauna, întotdeauna am discuția asta cu zona 2, știi? Zona 2 de antrenament. Cum o, cum, o, cum o definești? Și cum îți dai seama? Pentru că nu ai tot timpul un ceas, nu ai tot timpul un monitor cardiac, nu știi maximum heart rate și asta mi s-a părut, asta mi s-a părut un, un, indicator bun. În momentul în care merg suficient de repede cât nu alerg, dar gâfui și nu pot să am, am, o conversație. -a cardiovascular. Ăla este antrenament cardiovascular pe care trebuie să-l mențin pentru 30 de minute pe zi, 40 de Ciecare minute pe zi. Fiecare în parte o ia de la simplu. Și procesul de um, um, traversarea pacientului într-un proces terapeutic este de la ușor la greu, de la simplu la complex de la cunoscut la necunoscut. Tot timpul astea sunt principiile de progres în antrenament și în planul terapeutic. Deci eu iau pacientul, tu ai spus 30 de minute. Păi, stai un pic că eu sunt de la necunoscut, vreau să ajung la cunoscut. Eu nu la 30 de minute, că s-ar putea să-mi produci o stare atât de neplăcută post-efort încât să-mi fie teamă să mai fac a doar. Fă 10 minute. Fă în fiecare zi, mai mult decât ai făcut ieri, cred că e cel mai bun instrument de măsură pentru fiecare în parte care vrea să își păstreze sănătatea. Pentru că sportul de performanță este cu totul și cu totul o altă discuție. Acolo vrei să stresezi corpul, vrei să-l împingi dincolo de capacitatea sa funcțională, să-i descoperi noi bariere, noi granițe pe care le poți explora și pe care nu le știai că le poți explora. Este o autodistrugere sportul de performanță, incontestabil toată lumea știe. Dar când vorbim de sănătate, Vorbim de a face un set de obiceiuri, de a adăuga mici lucruri în plus. Deci 10 minute azi, 11 minute mâine, 15 minute poi mâine. Și încep să faci o stimulare cardiovasculară și nu mai ai nevoie de tot felul de medicamente, nu mai scrie pe buletină tău HTA, hipertensiune arterială, pentru că tu de fapt faci această stimulare gratuită în fiecare zi, accesibilă oricui. Mersul, timp de 20-30 de minute, într-o formă în care nu poți purta o conversație cu cineva. Îmi place asta, ideea de a porni de la 5 minute, 10 minute și a ajunge până la durata pe care o consider optimă pentru sănătatea ta și bănuiesc că poți varia și intensitatea. Dacă e inconfortabil la început să mergi suficient de repede cât să nu mai poți să porți o conversație, poate începi cu o mișcare ușoară și apoi crești intensitatea astfel încât să devină sport. Întâi o faci plimbare de plăcere și apoi nu ești de acord cu mine. De ce? Pentru că termenul de sport. Uh, asta spun pentru că am pregătirea aceasta educațională. Sportul este o activitate competițională. Sportul nu înseamnă mișcare. Sportul nu înseamnă starea de bine. Sportul este o activitate competițională cu un anumit calendar, cu anumite reguli și cu scopul de a câștiga. Asta înseamnă sport. Că din păcate asta e doar pentru noi care suntem în acest profil și știm foarte bine terminologia și la un moment dat ne deranjează. Deci majoritatea oamenilor nu fac sport pentru că nu au o activitate competițională organizată și planificată, ci au o activitate fizică, mișcare cu diverse obiective care e foarte bine să se facă, ca o paranteză. Deci sunt total de acord cu ce spusesei, doar că termenul de sport trebuie să îl atribuim acolo unde, știi, e ca atunci când îi spune unui muzician că e lăutar. Îl deranjează, dacă spune, știi, am făcut 5 ani de studiu sau 7 ani de conservator, hai, lasă-mă să fiu muzician sau sunt violonist. E profesia mea, am studiat 7 ani vioara, nu spune că sunt lăutar, te rog din inimă, nu spune că facem sport, ci facem mișcare, facem educație fizică, facem tot felul de alte. lucruri. În același timp, cred că pentru fiecare dintre noi este important să avem o părere bună despre noi. Și atunci când cineva spune fac sport versus fac o activitate fizică, se simte mai bine. Așa este. Cred că pentru a ne da acel, acea încredere în noi și a ne da acea motivație să facem acel lucru extraordinar despre care povestim prietenilor, hai să le dăm voie oamenilor să spună fac Modus sport. sport, fac sport. Chiar dacă nu se duc la o activitate competițională, competițională, organizată, da. Total de acord să știi că pornisem anterior și povesteam despre beneficiile mișcării și povesteam despre latura mecanică, latura aceasta psihologică prin acești neurotransmițători. Un alt beneficiu extrem de important este acest, această creștere a imaginii de sine că am grijă de mine. Dacă vreodată ai fost în situația în care să te duci, ai spui că îți faci analize, da? pentru că vrei să-ți urmărești anumiți marcări, să vezi cum sunt raportat la semestru sau trimestru, în momentul în care faci acțiunea respectivă de a face o evaluare sau face un tratament, tu brusc începi să te simți mult mai bine pentru că simți că ai făcut ceva pentru tine. Și asta e un lucru extrem de important pe care noi trebuie să-l înțelegem și din nou îl anticipăm și din nou îl proiectăm ca fiind un lucru pe care pacientul va primi ca beneficiu. Deci totdeauna când tu faci ceva pentru sănătatea ta, tu automat începi să te simți mai bine. Deci, repet, capacitatea noastră de a procesa durerea este extrem de complexă. Deci tu dacă spui cum te simți după sport, cum te simți după mișcare, cum mă simt mai bine. A cel mai bine influențat de foarte multe mecanisme, și nu doar factorul biologic pe care l-ai avut acolo. Că ai avut o protuzie de disc, un disc care l-a dus mai încolo, un pic și ai făcut niște ce simți mai bine. Dar asta e important să privim în ansamblu ființa umană, în complexitatea sa, ca fiind un ființă așa de suprapunere perfectă, îmi place mie să spun, de planuri fizic, mental, emoțional și spiritual. Este o bijuterie arhitecturală și dacă divină. Dacă o privești astfel, o să poți să vezi cât de complexă este și cât de man mare manifestarea mișcării în această bijuterie arhitecturală divină care este omul. Aș vrea să îmi spui care este tricul din spatele sintagmei minutul de mișcare. Pentru că am vorbit de 10 minute, am vorbit de 30 de minute, mi-ai zis de plimbări de 50 de minute, și acum îmi spui minutul de mișcare. Deși un minut, cred că nu va face minuni, și totuși folosești sintagma asta, ce înseamnă. Am creat o inițiativă la începutul anului, gratuită, în care am invitat publicul larg să urmărească pe Facebook minutul de mișcare. E un hashtag, hashtag minutul de mișcare. În fiecare zi, de la începutul anului. Dar în fiecare zi, live, am ieșit cu gândul de a da un minut, a doua una, a zece, da un în care aduc un moment educațional, arunc o temă și mie și spun exerciții pentru durerea de umăr, ca să atrag publicul. Explic care ar fi motivele pentru care pot apărea durerea de umăr. Explic cum poate mișcarea să influențeze percepția durerii și startarea resurselor interne de refacere a structurilor la nivelul articulației umărului și apoi vin și ofer niște exerciții. Această inițiativă practic și-a propus să crească cultura noastră, cultura românilor, cu privire la obiceiul mișcării. Practic a fost un instrument practic de a contribui în dezvoltarea obiceiului de a ne mișca. Atrăgând publicul larg să mă urmărească, indiferent că este live sau în înregistrare, și să facă în fiecare zi un minut de mișcare, pentru că știam că dacă vor căuta să dezvolte obiceiul mișcării, de la un minut vor face 5, de la 5 vor face 10 și mai departe ei deja știu călătoria. Și gândește-te că astăzi sunt peste 3 milioane de oameni care au văzut minutul de mișcare, ceea ce este impresionant și încă nu s-a terminat anul. Mai avem puțin. Și sunt sute, sunt mii de distribuire în fiecare zi care se întâmplă, tocmai pentru că oamenii au înțeles în spate că este o inițiativă care are ca scop să promoveze cultivarea obiceiului mișcării. Și dacă e cineva care urmărește acest podcast și încă nu știe de minutul de mișcare că repede în hashtagul minutul de mișcare și să înceapă să-l facă, pentru că va fi un instrument practic. L-am și pe Facebook și pe YouTube, dau două butoane, like, follow și deja sunt uh, notificați în fiecare zi. Și oamenii fac, oamenii ajung acasă și spun, ia să vedem ce a făcut Alex, să ce -a făcut. Deja a început vibe ăla, știi, curiozitatea, mă, despre ce -a mai făcut, știi cum e, faci o zi, 2, 3, 5, 10, 20, 100. Mă, dar după 100 de zile, deja zic, ce mai poate să fac? Ce exerciții, câte zile să facă? E bine, caut în fiecare zi să aduc noi noi, noi, noi exerciții prin care să pot să contribui la cultivarea obiceiului de a face mișcare în fiecare zi. Înainte să-ți pun ultima întrebare, care va fi trei obiceiuri bune și trei obiceiuri rele, trei obiceiuri bune pe care să le adoptăm și trei obiceiuri rele de care să scăpăm ca să avem o mobilitate mai bună până la cea mai înaltă vârstă la care putem ajunge, aș vrea să-mi vorbești despre copii și sedentarismul la copii și care sunt efectele sedentarismului pe care le vezi tu, pe care le experimentezi tu cu copiii cu care lucrezi. Time spending-ul pe gadgeturi este unul dintre cele mai mari, cel mai nocive obiceiuri pe care copilul, dacă este îndoctrinat de mic, să petreacă o oră, două, trei pe zi pe un gadget, în primul rând, îi alterează foarte mult realitatea, <coughs> el nu mai este. O... se plictisește extrem de mult în lumea noastră. El vrea dinamica din jocurile respective, iar din punct de vedere postural adoptă acea poziție a ghioceului pe care o observăm cu toții dacă stai aplicat pe un ghege și vezi că stau în această formă. Lucru care pentru ei înseamnă o evoluție din punct de vedere postural deficitară cu un prognostic nefavorabil și cu apariția fenomenului de durere și degradare structurală timpurie până în 30 de ani. Pe de altă parte, capacitatea lor de mobilizare și de coordonare este foarte mult alterată. Gândește-te că cel mai simplu test, apropo de obiceiuri și lucruri practice, este să-ți iei copilul, să-i desenezi o linie dreaptă și să-i spui să alerge pe ea, 50 de metri. Dacă nu are capacitatea de a alerga pe linie dreaptă la 7 ani, copilul trebuie să alerge perfect în linie dreaptă este un simplu lucru pe care poate să-l facă orice din care ne urmărește acum copilul lui, să vadă dacă există vreo problemă de coordonare deja instalată. Nu mai vorbesc de simple lucruri de asta 10 secunde într-un picior, dar a reușit să facă o rostogolire înainte, o rostogolire la apoi, niște lucruri elementare care îi le ca și tascuri în cadrul programului educațional din, din, mediul gimnazial și, și primar. Deci este extrem de important ca părinții să înceapă să fie implicați în procesul educațional prin propriul exemplu, îmi iau ghegetul eu nu spun să nu-l lași, dar îi pui un time frame foarte clar, ai 30 de minute pe zi pe care poți să-l petreci acolo, cu ce vrei tu, în anumite evident, cadre, dar apoi începem să facem activități comune. Da? Și dacă vrei ca copilul tău să nu mai stea pe gadget, atunci trebuie să te ocupi de el. Altfel nu va funcționa. Majoritatea dintre noi dăm telefonul mobil când vrem noi, de fapt, să stăm liniștiți. Și îl împingem copilului și face ce vrei joacă-te ce vrei, lasă-mă lasă în pace. la mă în pace, exact. Lucru care trebuie să-l anticipăm ca și uh, obicei, ca și comportament pe care îl ducem, pentru că ajungem ulterior la adolescență, când ne luptăm cu ei și ne dăm seama de fapt că noi am fost cei care am hrănit dinozaurul. E? Și eu am o vorbă, kill the monster when it's little. Știi? Deci totdeauna omorâm dinozaurul din, de la rădăcină, avem nevoie de o setare a anumitor reguli 30 de minute, 40 de minute pe zi este ok, avem nevoie de gadgeturi să le integrăm în activitățile noastre, pentru că trăim într-o lume cu foarte multe gadgeturi. AI vine din spate și va schimba lumea fantastic în următorii maxim 5 ani, în opinia mea. Iar copiii trebuie lăsați în lumea tehnologiei să înțeleagă că asta este lumea în care trăim, dar niciun caz să devină lumea lor dominantă, să devină realitatea lor. Ei trebuie să fie, în primul rând, sănătoși și apoi să fie integrați în mediul tehnologic. Aș vrea să fac o precizare, ai spus. Uh... Kill the monster when it's little. When it's little. Uh, și aș vrea să precizez că nu te-ai referit la copil, ci te-ai referit la obiceiul de a sta pe telefon. Așa este. Și am reținut din ceea ce ai spus că 30 de minute, maxim 40. În opinia ta, pentru postură și uh, mișcare pentru a păstra naturalețe și a păstra corpul într-o stare bună. Ar fi un maxim. La un seminar la care am participat de curând, un, uh, un psiholog uh, spunea că până în vârsta de 12 ani ar trebui să fie maxim 30 de minute. Deci suntem oarecum... Pe acolo. Eu mă gândesc din punct de vedere al uh, informației pe care creierul observă ca time spending, deci ca timp petrecut într-o anumită poziție. Spuneam încă o dată, sistemul nervos central este programat să funcționeze spre minim, dacă el vede că eu fac în mod repetitiv o acțiune pentru un timp de o oră, el dezvoltă lungimi musculare ale tendoanelor, tot ce am vorbit până acum, pentru a păstra acea poziție și a performa în acea poziție. 30-45 minute de la care să sparg tiparul mi se pare extraordinar de, de util. Și aplici asta și pentru statul la birou? După 30 de minute ar trebui să mă ridic? Mm -hmm. Nu ar trebui să am ședințe mai mari de 30 de minute în care stau în aceeași poziție? Aici intervine acea, acel un alt mit, mitul cum să stau corect la birou. Nu există o poziție în care să stai corect la birou. Poziția este totdeauna următoare, adică trebuie să o schimbi. Ai nevoie să stai în așezat, ai nevoie să te ridici în picioare, ai nevoie să stai pe un gimbal, poți să stai cu picioarele pe canapea dacă lucrezi acasă. Permanent să schimbi poziția în care tu lucrezi. Dacă ar fi să ne racordăm tot la fel la o igienă, măcar la o oră să te ridici în picioare. Cel puțin să dai informații lungimilor musculare de pe picioare, da? A trunchiului, tău. niște că aici, la nivelul coapsei interne, da? avem flexorii coapsei, da? care ei acum stau într-o flexie foarte profundă, ei se scurtează în această poziție. Asta apare și o durere de spate importantă, din mușchi, importanța ai spatelui nostru, în zona lombare, foarte numirea de Iliopsoas dar el intră ca flexor al coapsei și el se scurtează pentru că noi stăm ore întregi în poziție așezată. Și totdeauna noi adică, ca fizioterapeut, de exemplu, vrem să creștem forța acestui mușchi și să-l alungim și nu te mai doare zona lombară, e atât de elementar. Deci la fiecare oră te ridici și petreci cel puțin 5 minute în picioare, faci ușoare mișcări de rotație, mișcări de înclinare, lucruri care din punctul meu de vedere sunt mai mult decât de bun simț și naturale. Ești un adept al biroului la care stai în picioare? 100%. Eu am un asemenea birou, dar nu care stau în picioare, ci care se reglează pe înălțime. Îmi oferă opțiunea să stau și în așezat, și în picioare. Da? Fie că sunt mecanice, fie că sunt electrice, important este să-mi permite să-mi păstrez instrumentele, dacă am un laptop da sau un monitor, să pot să lucrez, repet, și în așezat, să pot să lucrez și în picioare. Eu fac consultațiile, cum fac așa cum s-a spus, în sistem de telemedicină, deci în sistem online și lucrez în fiecare zi, am 4-6 ore de consultații în fiecare zi și pentru mine regula e două consultații jos, două consultații în picioare. Asta înseamnă o oră în picioare, o oră în așezată. Eu așa caut să mă educ, când stau în picioare, tot la fel mă ridic pe vârful, mă ridic pe călcâie, mă vezi că stau în semigenoflexiune, am las masa un pic mai jos și mă simt în izometrie, știi, stau în ușoară semigenoflexiune, 5-10 secunde. Deci caut să-mi dau informație permanentă, oscilantă creierului ca să îl păstrez permanent, într-o gardă așa, a, încă ceva, încă ceva, încă ceva. Înainte de întrebarea finală, nu pot, să, nu pot să mă abțin să te întreb despre apă. Cât de importantă e apa pentru a menține... Articulațiile într-o stare de sănătate foarte bună? Păi, în opinia mea, este procentual valabilă cu cantitatea pe care o avem în corp. Deci, cam 70% din sănătatea noastră este dată de apă. Pentru că apa este un aliment, nu este un lichid. Apa, conform declarației sale oficiale, este un aliment și se supune legii alimentației. E bine, apa este elementul constitutiv dominant în discurile intervertebrale. Da? Discurile de la nivelul coloanei, hernia de disc, se deteriorează pentru că nu are suficientă apă în interior. Despre discuri trebuie să știm că nu sunt structuri vascularizate. Deci nu înseamnă că nu avem un furtun care merge acolo, un vas de sânge sanguin, da, arterial sau venos, care vine și face schimb de nutrienți. Deci este un proces pasiv dependent de cantitatea de apă și metabolismul local. Când există con contracție musculară la nivelul discurilor intervertebrale, deci faci mișcare și activezi musculatura de la nivelul coloanei vertebrale, tu împingi apa în disc. Se numește proces de difuziune musculară. Deci din țesutul muscular se împinge apa în discul intervertebral și astfel se hidratează. Deci ai nevoie să ai suficientă apă în organism și să te miști. Și astfel îți păstrezi sănătatea articulară. La nivel de indicație ai nevoie de 300 de ml pe kilogram, pe, pe 10 kg. Deci dacă te duci undeva la 70 de kg, te duci undeva la 2 litri și 100 de ml ca indicație. Cât mă bucur că am reușit să scot diamantul, acum la final mi se pare fabulos lucrul ăsta să înțelegem că nu avem vascularizare în aceste inele intervertebrale, dar că putem face ceva pentru sănătatea lor. Există studii, ca o paranteză, care au arătat că repausul, statul la pat, da? conduce la rehidratarea disculor intervertebrale. Cea mai mare capacitate de rehidratare a discului este de sus în jos, tocmai pentru că e dependentă de forța la care sunt supuse. Etajul cervical, având doar capul ca și presiune, este cel mai capabil de regenerare. Etajul toracal este următorul, etajul lombar e cel mai vitregit. Deci statul în um, decubit lateral, deci statul pe -o parte de mai multe ori pe zi, a fost evidențiat în studii că conduce la rehidratarea discurilor intervertebrale. Atât de simplu. Când lucrezi la birou, nu prea poți să te întinzi, dar dacă ești acasă, măcar la două ore stai 10 minute într-o parte și degrevezi de stres, deci gravitația nu mai apasă împreună cu kilogramele tale pe componenta discală și te pui într-o parte. Și statul într-o parte determină această Capacitatea naturală de a prin scoaterea din uh, agresiune, dată de gravitație și kilograme, la rehidratare. Wow! Drăguț! Sim. Câte lucruri am învățat? Acum, nu te iert cu ultima întrebare. Trei obiceiuri bune, obiceiuri. Și când vorbim de obiceiuri, sunt lucruri mărunte, cu impact mare, lucruri pe care le-am putea face fiecare dintre noi în fiecare zi, lucruri care ne sunt la îndemână. Hai să luăm în felul următor, cu obiceiuri bune. Unul cred că ar fi important să ne acordăm la ciclu circadian. Ciclu circadian înseamnă că suntem o ființă diurnă, deci când răsare soarele să ne trezim, când apune soarele să ne pregătim de somn. Cu alte cuvinte, nu mai târziu de ora 21.30, 22 să te, trezi, să te culci, dimineața 6.00, 6.30 să te trezești. Este un obicei prin care tu -ți, tu -ți faci o simbioză perfectă între ce ești tu programat și mediul tău înconjurător. Tu nu ești singur pe această planetă, iar celulele tale au nevoie să, lu să coopereze cu mediul în care ești, având informație genetică pentru această funcție. Dacă tu le poți într-un matching, într-o potrivire perfectă, ele vor funcționa în parametrii cât mai potriviți. Deci ne culcăm seara la 20 cel mai târziu, poate 20, la 22 îmi cer scuze, deci la ora 10 seara, poate 22-30, dar nu mai târziu de 10 și jumătate și dimineața la 6 și jumătate cel mai târziu ar trebui să ne trezim. Doi, aș crede că ar fi important să ne hidratăm, mai important decât mișcarea. Să bem suficient de multă apă și să nu mai bem apă când ne este sete. Setea este primul și singurul marker medical recunoscut ca element de deshidratare. Deci dacă tu bei apă când ți sete, tu ești deja într-un proces de deshidratare. Obiceiul de a bea apă când nu ți este sete este obiceiul unui om educat care înțelege că își atribuie aportul necesar de apă de care are nevoie pentru a funcționa. 3 cred că a face mișcare în fiecare zi, măcar un minut, minutul de mișcare, este un, un, bun început prin care să încep să ai parte de o viață trăită și nu doar supraviețuită. Îmi place mie să zic de multe ori. Dacă ar fi să ne gândim la obiceiuri sănătoase, cred că primul este fumatul. Aici știu că nu o să am mulți prieteni. Dacă până acum erau mulți fani, acum cred că au închis materialul. A zis, lasă. Am pierdut toată audiența. <laughs> Fumatul este evidențiat în tone de studii că distruge sănătatea. Eu am zero toleranță față de fumat. Nu pot să accept că tu -ți dorești să fii sănătos și fumezi. Nu pot. Asta este, poate, limita mea. După fumat, cred că este important să începem să fim mai activi, deci sedentarismul, acest obicei negativ de a fi permanent într-o zonă de confort și dacă se poate, pe cât se poate, să eliminăm junk food-urile. Această alimentație semi-preparată, procesată termic, procesată în ulei, în ulei de palmier, în tot felul de astfel de medii care din nou sunt evidențiate, cu atât ce le introduci în gură, îți declanșezi patologii. Și spuneam mai devreme la începutul emisiunii de zahăr care produce un efect inflamator, probabil. Da renunțarea la zahăr sau diminuarea cantității de zahăr poate să facă parte din... Gândește-te și tu știi mai bine ca mine că tot junk food-ul are o concentrație mare de zahăr. Gândește-te pâinea care este pusă în junk food, cât de mare este. De asta și ne și place, nu creează dependența aceeași. Deci, da, putem spune să eliminăm zahărul, dar multe ori ne gândim doar la forma brută. Dacă spun să elimin zahărul, eu personal nu mai consum zahăr în formă brută de cred că am 10 ani de zile. Nu am ceaiuri, nu am cafea care să mi-o îndulcesc vreodată. Pentru că am înțeles acest lucru. Dar sunt alimente multe pe care le știu că le consum, care conțin mult zahăr. Sucuri nu mai beau împreună cu soția mea de, nu știu, cred că avem patru ani de mai pus gura pe suc. Când am văzut că o sticlă de aia de jumătate, de orice brand, ca să nu spun brand, are 12 lingurițe de zahăr. Dumnezeu, lepito, pitoi bu vreodată 12 lingurițe în trostifluza așa a zi, pune tu acasă cu capul tău. Eu așa am făcut experiment. noi am pus 12 lingurițe, am pus apă și am zis, și bea. Păi nu mai beau, mi-e scârbă, cum să bea așa ceva? Am seama că de rău o face. Asta au toate. Uitați-vă pe eticheta declarativă a fiecărui producător, de la orice. Le spun pe toate ca să nu creadă cineva că avem vreo problemă. Fanta, Pepsi, deci Pepsi și Cola, plus toate derivatele brandurilor lor. Pe valoarea declarativă, nu facem nicio ofensă față de producție. Da? Este un produs care are așa țin minte, pe 100 de grame, 7 sau 5 grame per 100. Deci bei 500 de mililitri, ăla este. Într-adevăr, și tragedia este că inclusiv mâncărurile sărate sau snacks-urile sărate au ajuns să aibă foarte mult zahăr sau din ce în ce mai mult zahăr. Și suntem cobaii unui experiment care a început de 10-15 ani în care cantitatea de zahăr a fost gradual crescută și pentru că ne place din ce în ce mai mult și pentru că ne place din ce în ce mai mult zahăr. Și am fost zilele trecute în UK și am încercat să beau o băutură cu cafea pe care nu am putut o consuma din cauza cantității de zahăr pentru că am uitat să spun că vreau fără sirop. Acum standard este că în băutură primești și un sirop, deci o cantitate augmentată de, de zahăr. Așa este. Gândește-te la alzheimer și cu asta închid. Da, Au o boală care totul lumea o urăște. Da, omul ăsta, așa s-a numit alzheimer, să nu avem nimic cu el, care a dezvoltat prima relație de distrugere a neuronilor noștri și care este evidențiată în nenumărate studii că într-o corelație directă cu concentrația de zahăr în corpul nostru. Nu mai vorbim de diabet, nu mai vorbim de grăsimea care apare da, pentru că înseamnă rezervor de energie. Deci dacă vrei să fii sănătos, mă întorc la ce povesteam și în oglinda Man in the Mirror nu ai ce să faci cu fumat, nu ai ce să faci cu zahăr, cu junk food-urile. Sunt obiceiuri la care, în mod conștient și deliberat, trebuie să spui stop. De ce? Pentru că vreau să fiu sănătos. Alex, îți mulțumesc, a fost o încântare și cu siguranță ne vedem în online pentru evaluare. Cu siguranță, mulțumesc și de invitație. Vă mulțumesc și vouă că ați urmărit discuția noastră. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube dar dacă aveți întrebări, sugestii de teme sau propuneri de invitați, le așteptăm cu drag în comentarii. De asemenea, ne puteți asculta pe rețelele de podcasting Spotify și Apple Podcast. Sau ne găsiți pe social media pe Instagram, Facebook, TikTok sau LinkedIn. Mulțumesc încă o dată și până data viitoare, nu uitați că totul este să începem cu pași mici, mai ales când vine vorba de sănătate. Pe curând! Thank <music>